Sprijinul pentru fostul premier al Olandei, Mark Rutte, a fost declarat public de către Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, fără ca Rutte să-și declare public dorința de a candida la șefia NATO. În schimb, președintele în exercițiu al României s-a autopropus. Era de bun simț ca măcar propunerea către NATO și prezentarea calităților care îl recomandă pe Iohannis să nu fie făcute de Iohannis însuși, ci de Ciucă sau Ciolacu. Fără ca vreuna dintre țările din flancul estic, Turcia, Polonia, Cehia, Bulgaria, Ungaria sau Slovacia, să-și facă auzită susținerea, nu pe surse, pentru Iohannis. Deocamdată tăcere în flanc. Aceste țări sunt mai degrabă interesate în a-l respinge pe Rutte, cum a precizat deja Ungaria, decât să-l sprijine pe Iohannis. Dinspre vest, bineînțeles, aceeași tăcere. Poate că zicerea lui Băsescu, Iohannis s-a înscris într-un concurs care nu există, descrie cel mai bine situația. Și oare mari decidenți NATO chiar nu se uită la cota de încredere a românilor în Klaus Iohannis la sfârșitul a două mandate? Mai vor, după Joană, încă un mestecător de talaș din România? Sorin Oprescu s-a mișcat iute. Organele române nu l-au putut găbji sau nici n-au alergat prea tare. În schimb, mărirea pensiilor speciale de la 3.000 de euro la 3.500 l-a prins din urmă în vila de superlux din Grecia, unde fostul primar al capitalei își ispășește pedeapsa de 10 ani închisoare pentru corupție în formă continuată. Nu e singurul care bine merită de la justiție. Mai sunt 94 de senatori și deputați care au dat în judecată Senatul și Camera Deputaților. Și, cu ajutorul neprecupețit al pensionarilor special de la CCR, au câștigat. Deci, chiar dacă ești corupt, dovedit și condamnat, pensia specială nu ți se ia. Probabil că și morți deținătorii de pensii speciale vor continua să le primească. Mai învățăm ceva democrație din asta. În dictatură ai șanse mari să fii condamnat pentru ce n-ai făcut. În democrație ai șanse mari să te plimbi liber, indiferent ce faptă penală ai făcut. De la Oprescu până la gibonitate și elevul care sub ochii mamei lui și-a bătut diriginta până a băgat-o în spital. A fost eliberat după nici 24 de ore și se poate întoarce la școală. Și mai departe. Înainte ca Rusia să distrugă de voie Uniunea Europeană, cum nu contenește să amenințe, Europa va să fie pustiită de catastrofa climatică în desfășurare. În ritmul actual, creșterea de temperatură pe teritoriul european, fiind de două ori mai rapidă decât în restul globului, în 2050 încălzirea pe aici va fi de plus 3 grade Celsius, ceea ce va duce la afectarea gravă a securității alimentare, energiei, infrastructurii, resurselor de apă și la sute de mii de victime umane. Bucureștenii care ar vota mâine buluc pentru piedone la primăria capitalei sunt cei cărora nu le-a păsat niciodată de morții și suferinzii din colectiv. Asta dacă nu-i consideră sataniști, arși de focul diavolului căruia îi se închină. Episodul Lupul, cum se autonumește, piedone, la primăria mare, confirmă ceea ce eu, unul, știu de decenii.
ultimul criteriu pe care îl iau în considerare românii sau îl lasă deoparte când votează, e cel moral.